thank you Ei bine, salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou video de această dată cu reacția mea la următoarea expansiune ce urmează să se lanseze luna aceasta. Ei bine, avem un nou trailer și anume pentru expansiunea The Sims 4 Love Struck. Este o expansiune ceva de dragoste, aș putea spune în mare parte și cu siguranță foarte mulți dintre voi deja poate ați văzut această nouă expansiune, însă am zis că trebuie să fac și eu un clip pentru a-l avea aici. Așa că nu uitați să lăsați și voi un like, aștept și comentariile voastre, bineînțeles o să încep să fac live-uri pe canal exact cum am promis am anunțat acest lucru pe Discord. Așa că pentru început o să urmărim între clipul după care o să ne oprim și o să vedem diferite lucruri. Eu deja am văzut acest trailer, dar vreau să le împărtășesc și cu voi, așa că haide să dăm și noi play. Perfect. Asta este noua lume. Deci exact cum am zis este un DLC cu dragoste multă, ceva cu flirty, cu nebunii chestii de genul acesta, ceva ce n-am mai avut până acum în Sims Pot să vă zic de la început că locația este destul de interesantă cel puțin din ce am văzut și eu pentru că nu știu foarte multe lucruri Și totodată foarte mulți spuneau că această expansiune de fapt ar fi un game pack mai mult îmi place foarte mult că avem această aplicație Un fel de Tinder O să o descoperim și noi atunci când se lansează expansiunea Pare destul de interesantă Poți să-ți găsești uh, simțul uh, dorit prin aplicația respectivă Și asta este locația Îmi place foarte mult că avem uh, acest oraș În care ne adaugă și un nou penthouse Bineînțeles aici Na, chestii pe care le tot le vedem în sim și ce promovează ei Perfect, aici o să vedeți o chestie destul de tare Toată lumea a rămas nebunită de dansul acesta Privi și mai cum dansează, ferească Dumnezeu Deci nu mi vine să crezi și acum ăsta oh, Aoleu. Deci eu abia aștept să testez chestia asta Îmi plac foarte mult ținutele astea Și patul acesta iconic din Sims 2 A revenit și aici de când îl așteptam Prea multă dragoste în pack ăsta deci neapărat trebuie să-l încercați și voi Și by the way, vedeți că am un giveaway în desfășurare pe pagina mea de Twitter Puteți să intrați și voi acolo dacă vreți să participați, bineînțeles Hopa! Și asta este o chestie foarte interesantă Pentru că acum simul poate muri dacă este înșelat Priviți aici cum vine domnul Grim Reaper peste ei oh, A, Leo! Make your move July 25. Pe 25 iulie mai exact o să avem această expansiune, iar dacă faceți precomandă, veți primi și aceste obiecte, cam până aici, care restul nu ne mai interesează. Crime River îmi aduce aminte de melodia lui Justin Timberlake, cred, și avem și un plus aici în formă de inimioară, iar patul ăsta este ceva deosebit, îmi place foarte mult. Așa că haideți să ne întoarcem acum înapoi și să vedem de la începutul clipului. Bun. Aici este partea de oraș unde vedem această fântână arteziană. Nu știu dacă o și primim în Bilmo, dar ar fi destul de drăguț pentru că nu avem foarte multe variante, iar aceasta este destul de interesantă. Și aici avem personajul principal. Stai mă mică că n-am văzut personajul prea începal. Uite la ea, uite ce-mi place ăsta de la gât, este super, La fel și că mașa asta este foarte exotic așa. Doamna de aici seamănă foarte mult cu Bela Got, dar când era mai bătrână. Și aici gata, ia. Ah, deci asta se lasă greu față de ăsta deci nu e ușor de cucerit însă arcada asta de aici este super drăguță, îmi place foarte mult o să fac niște pose foarte interesante la arcada asta și aici ajungem la barul acesta și aceasta este aplicația Cupids Corner și aici vedem cum arată profilul simului și vedem aici ce orientare sexuală are Bineînțeles și ce caută, vedem aici că caută Young Adult cel puțin până acum și câteva lucruri despre el Ok, și aici vedem Matches și Saved, e exact ca un fel de Tinder Bam. Și aici vedem cu cine s-ar meciui el în funcție de lucrurile pe care le-a pus aici în bio Și -a, uitați câte personaje, hopa, și-a găsit-o pe Monica care se pare că cu ea să nimerește foarte bine Hopa, bă, da, a venit direct la ea, oare te duci direct? Nu cred, ea duce florile astea, doamne <laughs> Oare cât în ziua de astăzi se mai duc cu flori? Ok, și de când așteptam eu am făcut și postare pe Twitter și anume de acum încolo avem într-un final numerele de casă, îmi dorem de foarte mult timp, ei bine acum le vom avea în joc și mă bucură tare mult acest lucru și asta este penthouse-ul și aici a fost iarăși o discuție foarte interesantă referitoare la această piscină, se pare că de acum încolo vom avea piscine rotunde și cred că vor fi adăugate într-un patch gratuit pentru toată lumea, deci nu trebuie neapărat să cumpărați această expansiune, dar cred că va fi un patch și veți avea și voi posibilitatea, asta e un penthouse, orașul de bine. Seamănă destul de bine cu Sami și nu cumva o extensie a orașului. Și aici ia priviți o chestie, doamne, deci ador aceste arcade. Deci astea sunt superbe Și asta este casa Hop, stai bre, că te duci prea repede Ok, ăsta îmi place foarte mult tabloul Asta e foarte drăguț aici Avem și barul ăsta nou Toate obiectele de aici cred că sunt noi Și floarea aceasta e foarte drăguță La fel și asta Băi, îmi plac lucrurile Dar ăsta e chiar foarte interesant La fel și pattern-ul ăsta pe care l-avem uh, pentru perete Bom, și aici avem patul acela Uitați cât de frumoase sunt toate obiectele astea Deci sunt adorabile Asta nu pot să zic că îmi place neapărat așa cu flori Ia să vedeți aici dansul Doamne! Ne Uitați-vă cum dansează Doamne ferește Ce dans vreau nu pot să cred Dar ținutele sunt interesante astea De ultimul moment Și gata s-au băgat în pat Ia uitați cum vibrează patul Asta cred că e o chestie nouă Păcat că n-au adăugat mai multe chestii În zona asta Tot așa supat pe acolo Bine nu că ar trebui să se vadă ceva Dar poate măcar adăugau Nu știu Niște chestii noi Și gata s-au îndrăgostit Vedeți ce face o noapte de genul acesta Ia uite stă și se uită la Luna cum cum vin vârcolacii Oh, o, -o să băgară Asta e o nouă metodă de a face uhu Trei metode sunt din ce am înțeles Și aici au ajuns la acest community lot Unde ăia se pupă Dar cine ne asta că nu mai îmi dau seama A, ah, era cred că un alt personaj care Da, îl vede pe la gata, s-a dus, nu mai trăiește Domnul Grima a venit aici peste ea Cred că vor fi mai multe chestii aici Ok, și cam aceasta este expansiunea Uh, ia uite și lumânările astea drăguțe La fel și astea, hei, pe asta deja l-avem Cred că și ăsta Dar este interesant Vai, ce frumoasă e floarea asta de aici, îmi place foarte mult Bun, și aici iarăși o cameră A, ah, ce frumos, da Însă plușul ăsta e foarte drăguț Și aici patul ăsta, foarte frumos Exact cum am zis, îmi place enorm de mult acest pat hey. Și aici ne adaugă chestiile astea Nu știu cum se i zic acum La chestia care îți cade de pe ochii Când te dai cu machiaj dintre la O să o avem adăugat în joc hey. Ia uite și aici un nou animaluț. Oare Primim un nou animalut aici. Bun. Și cam aceasta este expansiunea mie mi se pare interesantă, cu toate că mi-aș fi dorit un alt tip de expansiune, nu neaparat asta cu dragostea, dar acum, e, eh, n-avem ce să facem. Ah, uitați aici, Crimea River Eyeliner, așa se numește, deci asta dacă faceți pre-order, puteți să luați chestia asta pe lângă celelalte două obiecte. Da, nu știu, mi-aș fi dorit altceva, dar hai să zicem că este ok. Măcar mă bucur că primim aceste obiecte, așa că, dragii mei, aștept și părerea voastră în secțiunea de comentarii, să -mi spuneți cum vi se pare această nouă expansiune, bineînțeles când se va Lansa, o să fac și eu un live pentru a vedea împreună toate obiectele pe care le primim și puțin gameplay, așa că dragilor nu uitați să lăsați și voi un like, aștept comentariile voastre exact cum am zis, iar până data viitoare eu am fost Alex, toate cele bune, ciao!